Stimați telespectatori, bună seara! Noi continuăm ciclul de emisiuni despre interesele strategice ale Republicii Moldova. Desigur, când vorbim de aceste interese, este vorba și de activitatea Parlamentului, activitatea Parlamentului în această situație economică, socială, economică, foarte complicată. Deci este foarte și foarte important. Invitatul nostru de astăzi este vicepreședintele Parlamentului, domnul Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului care reprezintă, într-un fel, opoziția parlamentară, adică principalul partid de opoziție. Domnul Vlad Bătrâncea, vă spunem dumneavoastră bună seara. Bună seara, domnule Spiriuc. Noi, când vorbim despre aceste interese strategice, avem în vedere cele mai grele probleme care există astăzi în societate. Invităm ca regulă oamenii cu experiență, oamenii care au ce spune societății, care nu doar fac discuții, cum spune, și discursuri întâmplătoare, dar cunosc concret fiecare ramură, cunosc cum funcționează aparatul de stat, cum funcționează domeniile. Dumneavoastră aveți fracțiunea cea mai mare din Parlament și putem să discutăm și trebuie să discutăm cum se vede opoziția în Parlamentul actual, care sunt prioritățile opoziției, ce înseamnă agenda, de fapt, Parlamentului, văzută de guvernanți și văzută de opoziție. Până la urmă, este vorba de țara noastră, este vorba că ar fi bine ca agenda să fie destul de apropiată, dar realitățile sunt așa cum sunt. Săptămâna trecută la noi a fost în emisiune domnul Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului, care a vorbit despre deci acele întrebări prioritare care le iei agenda deci majorității parlamentare și guvernării. Și, desigur, de la dumneavoastră, șirul de întrebări este deci mare, noi avem aproximativ o oră să discutăm. Așa că prima întrebare, ce înseamnă agenda parlamentară pentru dumneavoastră, pentru opoziția parlamentară? Domnule Stipaniuc, aveți și dumneavoastră experiență foarte bună în Parlamentul Republicii Moldova. Dacă nu greșesc, ați fost și șef de fracțiune și președintele Comisiei Parlamentare. Și probabil că ați ajuns și dumneavoastră la idee că Parlamentul este compus din 101 deputați și nu prea este corect de divizat deputații guvernare și opoziție. Adică toți 101 am fost aleși de cetățeni și toți 101 avem obligație să fim activi, să elaborăm și să promovăm inițiative legislative în interesul oamenilor care pe noi ne-au ales. Și de aceea, fiind la a treia legislatură deja în Parlament, pe mine cel mai mult mă interesează ce aport poate aduce fiecare deputat. Și atunci când vorbim de agenda Parlamentului, pe mine mai puțin mă interesează de cui este deputatul. Important este să elaborăm inițiative sănătoase, inițiative bine gândite și important să fim activi. Și din acest punct de vedere, pentru noi agenda este foarte simplă. Țara arde, oamenii se confruntă cu probleme majore. În premieră, probabil, după anii 90, oamenii s-au trezit că nu pot achita facturi, că nu ajung bani pentru alimentarul, că produsele alimentare cresc peste noapte și oamenii nici nu reușesc să înțeleagă cât costă lactate sau cât costă altceva. Iată, azi ne-am trezit și cu preț majorat la pâine, care este cel mai social produs, da, și pentru moldovenii este produs de bază, da, mai ales pentru familii vulnerabile, care sunt majoritate. În această situație, evident că nu putem să nu luăm în calcul și problemele pandemiei, Doamne ferește, ceea ce se produce în ultimul timp, chiar este peste măsură așteptărilor. Avem mii de oameni contaminați zilnic și spitalele sunt deja la limită capacităților, practic nu sunt paturi disponibile în spitaluri pentru copii. Și sunt probleme la care noi nu putem să nu reacționăm, indiferent că facem parte din opoziție și încercăm să fim aici utili. Sunt de problema tarifelor. Am venit cu mai multe soluții și propuneri în ceea ce ține de compensarea, da, tarifului pentru consumatorul final.
Aici noi trebuie să înțelegem că majorarea a prețului la gazele naturale și ulterior la electricitate și la agent termic este rezultatul incompetenței celor care administrează astăzi treburile publice și a cei care au asigurat dialog cu furnizorul gazelor naturale. Noi știm că sunt țări cum Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria, care, chiar și România, care procură gazele naturale la preț mult mai ieftin. Care era problema la noi cu aceste negocieri? De ce noi am dus aceste negocieri atât de emoțional, inconsecvent, cu declarații absolut contradictorii? De ce am obținut acest preț mare? Este o problemă mare. Problema este că nu se recunosc nici problemele pandemice. Dacă am avut pe timpuri 100 de cazuri pe zi, eu țin minte cum opoziția de atunci, PAS, Maia Sandu, criticau vehement guvernarea, era când avem 5-6 mii de cazuri pe zi, ei se fac că plouă, dar nu observă. De aceea zilnic încercăm să ajutăm cetățenii, zilnic, chiar și dacă Parlamentul a fost în vacanță, am încercat să fim utili, să ajutăm colegii din raioane, să ajutăm medicii, să fim utili. Iar acum, fiind noua sesiune parlamentară din 1 februarie, vom continua să promovăm inițiative sociale. Că în perioada aceasta trebuie ajutată populația. Atunci când e război, da, atunci când e ciumă, trebuie să ajutăm cetățenii. Bine, agenda Parlamentului, noi înțelegem cu dumneavoastră că e formată în mare parte de guvernanți. Ei vin propunerile guvernului, deci opoziția, ca regulă, este lăsată în planul 2. În ce măsură vă reușește dumneavoastră să vă impuneți acum ea în agenda Parlamentului? Noi observăm cu încercarea unor reforme și cu procuratura și cu audiovizualul și cu discuții și problema gazului. Parcă Parlamentul a încercat să abordeze, dar să vă spunem că nu se observă așa în spațiul public, deci foarte clar, vocea opoziției. Problema este că avem o guvernare slabă și plină de frustrări. Da? Noi, socialiști, suntem oameni rezonabili și în legislatura trecută am făcut tot posibil împreună cu doamna Greceanu să oprim acest cerc, parcurs vicios când opoziția este ignorată. Și am introdus o normă că practic fiecare ședință a Parlamentului, da, să fie examinate cel puțin 3-4 inițiative a opoziției. Și mai mult pot să vă zic că am făcut tot posibilul ca să oferim tribuna parlamentară opoziției, ca să înțeleagă că și ei sunt importanți, că și ei sunt deputați, că și ei sunt subiectul inițiativei legislative. Și pot să vă zic că am avut exemple foarte frumoase când majoritatea parlamentară susținea inițiativele importante a opoziției. Și totodată pot să vă informez că în legislatura trecută, datorită acestui comportament, inițiative sociale și inițiative necesare cu care venea guvernul, erau susținute multe inițiative, nu toate, evident. Au fost susținute unanim de către toate fracțiunile, grupurile parlamentare. Adică am creat aceste condiții și acea atmosferă. Evident că nu era simplu, dar am făcut mult efort și am avut și rezultate în acest sens. Dar păcat că exemplul nostru nu este unul pertinent pentru cei de astăzi. Că, în primul rând, am asistat primele câteva luni după 11 iulie la acea euforie, când oamenii pur și simplu în bucurie lor că au câștigat alegerile, pur și simplu au pierdut simțul realității. Și până acum încercăm să-i coborâm cu picioare pe pământ. Ei trebuie să înțeleagă că acel vot de protest, acele tehnologii murdare care i-au folosit, acele promisiuni generoase, prea generoase care au făcut cetățenilor, da, i-au permis să obțină un scor foarte bun la alegeri. Dar acest lucru nu este constant. Lucrurile se mai schimbă și oamenii atunci când investesc în credere, totodată și prea repede pot pierde această încredere. Care sunt proiectele care au fost dăunătoare, ca dumneavoastră ați văzut în aceste 6 luni de zile sau în prin 6 luni de zile când funcționează acest parlament de legislatură respectivă, care au fost proiectele dăunătoare? Ia ca ei, de exemplu, da?
anunță și inclusiv și aici în studio că prioritățile sunt lupta cu corupția, reforma procuraturii, reforma acolo, fără reformă respectivă nu este posibil în general creșterea economică și paralel de ce ei încearcă să spună că să lupta astăzi și pentru interesul țăranilor și săracilor și într-adevăr să văd niște inițiative. Dumneavoastră ați afirmat și este adevărat, mai mult expert să recunosc acest lucru, că în criza gazelor guvernarea indiscutabil că are o anumită, deci niște erori acolo făcute, dar ce facem? În ce măsură prioritățile puse de guvernare considerați dumneavoastră 1, 2, 3, că ele sunt greșite? Doar două cuvinte. Dacă noi anterior, în legislatura trecută, am susținut mai multe, 10 de inițiative opoziției, de data aceasta, ăștia care au venit cu euforie și pe cal alb, nu au susținut nicio inițiativă opoziției, care sunt bune și care sunt interesante și care cel puțin trebuie dezbătute în plenul Parlamentului. Astăzi, cu părere de rău, asistăm în acest sens la o uzurpare, da, totală a Parlamentului, când un deputat este limitat la dreptul lui de a veni cu o inițiativă legislatură. Și chiar și noi, care suntem o treime de Parlament, opoziția, noi nu avem posibilitatea să examinăm și să aprobăm inițiativele noastre. Ce sunt de inițiative promovate de cei din PAS? Cea mai periculoasă, în opinia noastră, inițiativă este majorarea vârstei de pensionare, în condiții în care populația din Republica Moldova îmbătrânește. Și nu este problema oamenilor, este problema guvernărilor, în primul rând guvernărilor de dreapta, care au fost în ultimii 10-11 ani și care au distrus tot ce se numește. Ei n-au încercat să găsească aici un compromis? Ei nu sunt acei care decid, că asta a fost una din condiția Fondului Monetar Internațional, a Băncii Mondiale, și ei merg pur și simplu merg după indicațiile în caz de față străinii. Ei nu încearcă să convingă partenerii că uitați-vă, noi nu putem aplica așa ceva. Că uitați-vă, 4 din 10 bărbați nu ajung nici la această vârstă de pensionare. Speranța vieții este respectivă. Da. Dar după ce majorăm vârsta de pensionare, 5 bărbați din 10 nu vor ajunge la vârsta de pensionare. Sau majorarea pentru femei de la 57 de ani la 63, practic egalarea cu bărbații, este încă o aberație. De aceea că femeile, mă rog, au un anumit specific, ei nasc copii, au grijă de familie și evident că femeile... Bine, asta e una, asta e una. Asta e viziunea dumneavoastră, asta e una. Alte erori? Erori în politică bugetar-fiscală, noi nu vedem măsurile de stimulare a mediului de afaceri. Noi nu observăm măsurile de stimulare a agricultorilor, agriculturii. Noi nu vedem careva schimbări sau propuneri pentru sectorul real al economiei. Periculoase, în opinia noastră, sunt inițiative și pretenții reforme în domeniul de sănătate, da, în domeniul medicinii, în domeniul educației. Noi observăm că tot, deci, se merge pe idee de optimizări. La ce au adus aceste optimizări, noi deja am avut posibilitatea să ne convingem, da? Că atunci când dispare o școală primară, dispare și localitate. Dispare localitate, deci oamenii pleacă din țară. De aceea noi nu observăm nicio inițiativă sănătoasă care ar încuraja dezvoltarea localităților. Noi nu vedem că oamenii înțeleg cum trebuie ajutați agricultorii. Noi nu observăm o atitudine serioasă față de localitățile din țară. Sub presiunea noastră, noi observăm că ei deja cel puțin au pus pe pauză inițiativă de optimizare de lichidarea satelor, a primăriilor și a raioanelor, că au avut și asemenea angajament. Cu părere de rău, eu vă zic, nu de aceea că noi suntem oponenți politici, noi am susține inițiative sănătoase, dacă am vedea că ele sunt. Însă, la momentul de față, cu părere de rău, noi mergem pe agenda femeiului. Ca să primim încă un credit, noi trebuie să optimizăm cheltuielile sociale. Din cealaltă parte, dacă să vorbim de nereușite, în loc să investim ceea ce avem un leu în plus în luptă cu pandemia, în loc să stimulăm pedagogii care, mă rog, care trăiesc și activează în condiții foarte grave, s-au creat 4 ministeri noi și 10 de milioane de lei suplimentare pentru aceste ministeri. S-a majorat bugetul Parlamentului. Doamna Sandu a promis că în clădirea președinției, da, va deschide o bibliotecă publică.
În realitate, clădirea este folosită de ea, de aparatul acesta. Aparatul a fost chiar majorat și salariile au crescut. Înseamnă că au crescut cheltuielile și pentru președinție. Au majorat cheltuielile pentru întreținerea cursei constituționale, SIS-ului, SPPS-ului. Și povara administrativă crește. Și cetățenii, practic, întrețin mai multe instituții și cetățenii din impozitul lor. Ați avut inițiative, când s-a adoptat legea bugetului, ați avut inițiative clare pentru susținerea majorării salariului unei părți a bugetarilor. Eu înțeleg și polițiștii sunt bugetari. Și eu am informații din prima sursă că polițiștii de fie de rând care lucrează, de fapt, acolo cu populație, primesc 5-6 mii de lei. Un salariu destul de mizer. Și, desigur, ei au nevoie de majorare. Dar este adevărat că poate că șefii cei mari nu trebuie să înceapă chiar de la ministri și de la deputați și de la acolo, aparatul președintelui. Deci e altă întrebare, dar eu întreb concret. Au fost cumva sursă în situația asta complicată pentru a-i sprijini pe cei mai săraci? Pe familiile sărace, familiile cu copii, bibliotecarii care au un salariu absolut mizer, lucrătorii din cultură. Deci că e adevărat că noi îi criticăm pentru că ei merită a fi criticați. Dar deci că multe probleme au rămas totuși de la fostele guvernări. N-avem un obiectiv, trebuie să recunoaștem că au rămas. Ce s-a putut de făcut concret în situația dată? Eu pot să vă spun pentru un an de zile, atunci când Partidul Socialiștilor a avut o majoritate în Parlament, bine, destul de incertă, dar cât de cât am susținut un guvern, da, guvernul Chicu, pot să vă zic că nu doar am vorbit, dar și am avut realizări și am avut voință politică. Am majorat medicilor salariul cu 70%, adică era o majorare în trei etape. 30, cu 70 sau cu 60? 70 și a treia majorare, a treia etapă a fost anulată de Curtea Constituțională la adresarea deputaților din partea doamnei Maia Sandu. Și medicii cunosc acest lucru. Nu dânșii atunci au contestat modalitatea cum noi am aprobat bugetul. Țineți minte când ulcioarele zburau în Parlament, se rupeau microfoane și așa mai departe. Și dânșii au reușit să transforme Curtea Constituțională în filială de partid și unde este avocatul, fost avocat al partidului, doi foști candidați pe listele din partea partidului. Și evident că Curtea Constituțională astăzi deservește agenda politică a doamnei Sandu și ei au reușit pe bandă rulandă să anuleze mai multe inițiative votate de socialiști în Parlamentul Republicii Moldova. Destul de abuziv, inclusiv și stadionul Republican, care noi l-am întors în posesia statului, tot au anulat prin Curtea Constituțională. Posibilități reale de a majora salariile. Da, ne întoarcem la salarii. Iată, față de medici, iată v-am adus cifre. În perioada pandemică am găsit circa sau peste 300 de milioane de lei suplimentar pentru educație, pentru sporuri, pentru pedagogi și pentru careva majorări. Și asta s-a făcut în anul pandemic și am avut planul și mai departe să majorăm salariile celor din domeniul educației. Am alocat mai mulți bani și am majorat salariile celor din instituțiile preșcolare, că erau cei mai vulnerabili, din grădinițele. Inclusiv în afară de bugetul public național, aici în municipiul Chișinău, împreună cu echipă, am majorat și în capitala și din contul bugetului municipal. Lucrătorilor din cultură am majorat salarii cu circa 40% și din bugetul public național și ce ține iarăși de municipiul Chișinău, a fost încă un spor salarial și din partea bugetului municipal. Într-un an de zile am reușit multe, dar atunci vă aduceți aminte, proteste, tractoare, cuiva nu-i plăcea acest guvern, cineva striga alegeri anticipate, asta era Maia Sandu, care spunea că prețurile cresc din cauza socialiștilor, că iată dacă vin ei, prețurile vor fi normalizate și în realitate oamenii au dat crizare și iată la ce am ajuns, că doamna Sandu a mințit populația și oamenii au investit încredere în niște promisiuni de șarte. Dar pot să vă zic că tot de majorări, că noi am întors unele sporuri polițiștilor, că dumneavoastră ați vorbit de polițiști. Și cei din Ministerul de Interne știu acest lucru.
Am început lucruri bune, dar iar au venit dreaptă. Dacă dumneavoastră este să analizați tot ciclul, că aveți experiență mai mare politică, domnule Stepaniuc, era o perioadă destructivă anii 90, dreaptă, atunci când s-a privatizat masiv la banda rulandă, atunci când oamenilor li se achitau salarii în caloșe, și Sturză, și Filat, și Lucinski, tot aceleași persoane. Pe urmă au venit comuniștii, 2001-2009, și au ajutat cetățenii. Pe urmă au venit dreaptă, 10 ani furat, și pe urmă, iară, într-un an de zile am încercat să reparăm ceva deja noi, socialiștii, dar vedeți, dreapta este agresivă, au tehnologii de manipulare, discurs de ură și, vedeți, ei luptă cu metode absolut interzise. Dar, dacă noi putem vorbi că știm cum să majorăm salarii și putem aduce și exemple, chiar și pensionarilor, în afară de acele două indemnizații, numai primul an am încercat acest mecanism, da, indemnizarea de 2 ani. Da, era 4,6 în prima jumătate a anului și 1,4 în a doua jumătate a anului. 6%, evident că este puțin, dar era primul an și trebuia să dezvoltăm acest instrument. Dar, ca să nu indexăm pensia tuturor pe linie, că avem și pensionari cu 10-15 mii de lei, am operat și majorări pentru cei cu pensia de până la 3 mii de lei, prin două indemnizații unice, 700 și 900 de lei, astfel încât cei cu pensie minimă să aibă suport separat. Adică am demonstrat că atunci când este disciplină financiară, atunci când este echipă, poți lucra și în condiții complicate. Și noi suntem absolut siguri că avem această echipă. Deci ce o să anunțăm? O pauză publicitară și continuăm misiunea. Stimați telespectatori, pauză publicitară. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. În studio avem ca invitat pe domnul Vlad Bătrâncea, care este vicepreședinte a Parlamentului. Discutăm despre agenda parlamentară, despre rolul opoziției în Parlamentul actual, inițiativele opoziției. Domnul Vlad Bătrâncea, vă întrebam mai devreme despre această agendă, în ce măsură vă reușește să conlucrați cu guvernarea, să vă înaintați inițiativele dumneavoastră. Eu am văzut în presa dumneavoastră, în luările de cuvânt care vin din partea opoziției, spunem așa, și de la dumneavoastră, dar și la alte cercuri a opoziției parlamentare și extraparlamentare, care tot mai des în discursurile lor vorbesc despre recapturarea statului, despre statul capturat. Adică noi am avut formula asta la nivel declarativ, la nivel de polemică, la nivel politologic, da? Mai ales în perioada 2014-2019, în timpul regimului, cum îi spunem noi, regimul oligarhic sau regimul Plahotniuc. Acum, iarăși se întorc în agenda. Este asta o realitate sau nu este o realitate? Sau este pur și simplu o metodă propagandistică de a ne lupta cu guvernare? Este pură realitate, domnule Stepaniuc, asta o spun și partenerii din afară țării. Asta o spune Consiliul Europei, asta spune Comisia de la Veneția, asta spune chiar și recent șeful Direcției Drepturile Omului a Consiliului Europei, care a expediat o scrisoare că ceea ce s-a făcut cu audiovizualul, cu Consiliul Audiovizualului, ceea ce s-a făcut cu reforma codului audiovizualului reprezintă o încălcare a normelor internaționale și a normelor Consiliului Europei. Deci, deschis se instalează controlul politic asupra Consiliului Audiovizualului, care trebuie să fie un organ absolut independent și sunt norme clare care stabilesc acest lucru. Însă, prin modificarea codului audiovizualului, guvernarea de astăzi a introdus mecanism direct denumirea a șefilor a componenței Consiliului Audiovizualului, care poate fi schimbată la orice clipă sau cel puțin anual. Da, ei pot scoate din funcții oameni incomozi politic. Adică într-un fel controlul politic. Controlul politic asupra audiovizualului, asupra politicii redacționale și asupra televiziunilor. Chiar recent am expediat și o scrisoare deschisă către acest nou CCA, chiar și care a fost numit abuziv și încă credem că vom reveni la această componență numită abuziv.
Dar uitați ce se face la Moldova. Nu? În două luni de zile, practic, niciun reprezentant a opoziției nu a fost invitat la televiziunea publică. Televiziunea întreținută din banii cetățenilor. Cum se motivează da, asta? Uitați-vă, și am dat lor chiar și un grafic. Colegii noștri au făcut o analiză. Doamna Sandu, doamna Gavriliță, domnul Grosu, domnul Litvinenko, domnul și așa mai departe. Și absolut inopinat, fără a fi invitați și reprezentanții opoziției, fără a avea un vis-a-vis, fără a avea o dezbatere. Ei se tem de dezbatere, ei se tem când cineva va veni și vă spune că ei instaurează o dictatură. Și astăzi televiziunea publică se ocupă numai cu lustruirea imaginii guvernării. Bine, audiovizualul e un element. Bine, asta e un element. Și mai gravă este situația în justiție. Comisia de la Veneția a venit cu cel mai critic raport 30 de ani de independență a Republicii Moldova. Atunci când a zis că modificările operate în legea procuraturii conțin un șir de abateri de la normele Consiliului Europei, au spus că ceea ce au instituit prin legea procuraturii ca mecanisme guvernanță este o sfidare a normelor de drept. Au spus că viceprocurorii generali au fost eliminați abuziv, chiar și dacă au capturat pe domnul Stoianoglu, chiar și dacă l-au eliminat în stil bandițesc, dar interimatul funcției domnului Stoianoglu urma să fie asigurat de către unul din vice procuror general. Așa prevede legislația. Asta o prevede lege, dar și așa și privăd și normele și recomandările Comisiei de la Veneția. Ca să fie păstrat o anumită autonomie. Uitați-vă, un procuror general interimar numit în condiții absolut suspecte, atunci când au fost amenințați membrii CSP-ului, atunci când au fost schimbați abuziv membrii CSP-ului, atunci când au fost introduși oameni comozi în componența CSP-ului. Chiar și aici, iată, procurorul general interimar, care a fost numit în condiții suspecte, numește alți viceprocurori generali. Adică este o bătaie de joc și Comisia de la Veneția a spus foarte clar că legislația, legea privind la procuratură, trebuie revizuită. Categoric. Și uitați-vă. Deci, de fapt, noi situația asta am avut în timpul guvernării ceia, când se dădeau indicații și procurorii lucrau la comandă. Nu, domnul Stipăniuc, nici Plahotniuc nu permitea așa ceva. Da? Plahotniuc măcar căuta o formă, da, el făcea jocuri. Indirectă. Ca, la conținut erau probleme, dar ei măcar formă încercau să o respecte, știți? Și utilizau acolo câteva organizații non-guvernamentale care promoveau ideea reformei. Eu vreau să vorbesc de noi. Noi în 2019 am aprobat legea procuraturii, care a fost coordonată cu Comisia de la Veneția. Și asta este un proces complex. Am aprobat reforma justiției, care este un proces complex. Și apropo, ceea ce face astăzi Ministerul Justiției merge în continuare pe planul de reforma justiției propus de Ministerul Justiției condus de Fadei Năgăcescu, de către socialiști. În această situație... Adică formal, de fapt, ei asigură o continuitate a politicilor. Da, formal. Dar ceea ce au făcut în domeniul procuraturii, legea procuraturii, chestia este un abuz și asta pe noi ne plasează în rândul țărilor care nu respectă norme internaționale, nu respectă recomandările experților. Bine, procuratura este 2. Procuratura este capturată, da. Prima, media este capturată, procuratura este capturată. Și ceea ce are astăzi loc în cadrul CSM-ului, în cadrul magistraților, justiției, promovări politice, și apropo, se promovează persoane absolut suspecte. Absolut suspecte, care făceau cândva parte din lista rușinii a PAS-ului. Și Maia Sandu astăzi numește judecătorii pe care anterior i-o criticat. Și astăzi Parlamentul numește în frunte sistemul pe domnul Musteață, care a fost membrul CSM-ului în perioada statului capturat în 2019. Dar noi atunci am condamnat, am votat și declarații. Nu, vedeți dumneavoastră că faptul că el a fost membru a CSP-ului atunci, sau a CSM-ului, cum spunem noi,
Asta încă nu este motiv ca omul respectiv. Dacă el are într-adevăr lucruri ilegale, aici trebuie să demonstra. Nu, până, la urmă, noi justiția nu trebuie să o facem la televizor. Omul, pur și simplu, dacă ei cel mai mult au strigat că oamenii trebuie să fie integri, omul pur și simplu are averii de milioane și care nu o poate justifica prin prisma salariului de judecător. Formarea cecului. Formarea cecului tot este aceeași manieră de a captura instituțiile statului. Deci, inițial s-au votat 6 membrii cecului, unul din partea doamnei Maia Sandu și 5 din partea PAS-ului, care au activat 5 din partea PAS-ului, total 6, adică tot 6 membrii ai cecului au activat 3 luni de sinistătător și au condus această instituție. De ce? Cum noi, în general, și ei între PAS au partajat și funcția de președintele cecului, și funcția de vicepreședintele cecului, și funcția de secretar a cecului. Noi nu am avut așa cazuri în istoria Republicii Moldova. Că, pur și simplu, guvernările până la PAS erau mult mai democratice. Eu vă fac, dumneavoastră, o observație. Haideți. Eu încerc să vă spun, nu e vorba de experiența mea, este vorba de istoria țării noastre. Uh-huh. Și este vorba de niște standarde care există la formarea Comisiei Electorale Centrale. De mult se greșește aici. Dar observați că, de fapt, primele legislaturi, acei de la 90, acei de la 94, chiar de la 98, și chiar și în timpul comuniștilor, n-au îndrăznit să fac așa presiune asupra Comisiei Electorale Centrale. De fapt, aceasta este o structură autonomă care trebuie să fie credibilă în fața tuturora, și a guvernării și a opoziției. În foarte multe țări, ca regulă, dar eu am mai vorbit la subiectul respectiv, nu numai eu, au vorbit și alții. În foarte multe țări, ca regulă, această Comisie Electorală Centrală se formează la bază ei, sunt oamenii din sistemul judecătoresc. Adică acolo vin în primul rând judecători, ca să fie o putere judecătoare. Că în caz de un conflict electoral, în caz de niște rezultate neclare, da? Aia ca poftim, Statele Unite. Până la urmă, punctul în rezultatele alegerilor pune judecătorii. În două tipuri. Judecătorii ca sistem judecătoresc și judecătorii ca oameni din Comisia Electorală Centrală. Același lucru în foarte multe țări europene, începând de la Germania și terminând cu Franța, Italia și mai departe. La noi e un obicei rău care s-a implementat cândva ca o greșeală și mă uit că noi continuăm greșelile astea. De acum nu s-a ajuns pur și simplu de păstrat un anumit echilibru. Dar cum spuneți dumneavoastră, vine partidul de guvernament cu majoritatea membrilor și așa mai departe. Cum poți fi credibil pentru opoziție, da? Un asemenea tip? Dar eu îmi pun întrebare, de ce dumneavoastră ca opoziție puternică nu ați abordat împreună cu partidele deci extraparlamentare, împreună cu Consiliul Europei, printre altele. Noi doar suntem, într-un fel, sub monitorizare. Așa e? Noi încă nu ne-am dus la monitorizare. Și dacă aici este atacat și mass media, și este atacat și libertățile democratice, și procuratura, și CECU, despre care dezvoltare a democrației e vorba. Unde ajungem? Foarte bune întrebări, domnule profesor. Prima, dacă apelăm la memorie instituțională, la istorie, era o cutumă importantă că șefia cecului aparținea opoziției. Asta era și în perioada lui Voronin și în perioada după Voronin. Și acest lucru este absolut firesc, democratic și este și o practică internațională. Numai atunci când a venit PAS-ul, am aflat că un partid politic poate prelua și poate înainta funcția de președinte, de vicepreședinte și de secretar a Comisiei Electorale Centrale. Asta e nonsens. Da. Conform legii opoziției revine proporțional numărului deputaților în Parlament, tot revin locuri în Comisia Electorală Centrală. Deci, ca să înțelegeți cronologic, au fost votați reprezentanții PAS-ului, ai noștri au fost respinși pe motive subiective. Subiective de ce? Explic simplu. Ei au fost împotriva unor candidați de-a noștri. Noi făceam trimitere la lege. Opoziția înaintează. Și noi se scris nicăieri că opoziția trebuie să înainteze oameni comozi guvernării. Da. Noi înaintăm prin prisma proporție și ca cec să fie instituție democratică, să fie diferite poziții și să fie cineva care, mă rog, poate informa opinia publică despre eventualele încălcări.
Deci, intenționat, 3 luni au condus ei, au ales conducerea și tot în premieră opoziția să nu aibă, noi suntem o treime din Parlament și o treime din CEC, să nu aibă un reprezentant din 3 în conducerea CEC-ului. Deci instituția aceasta este capturată. La fel cum este capturată astăzi Curtea Constituțională, care practic realizează agenda politică a Maia Sandu. Da, dar fiți de acord cu mine că chestiunea asta nu s-a pornit astăzi. Înțelegeți cum e? Că da. Același lucru la Curtea Constituțională. Deci ca regulă, acolo se duc judecători din sistemul judecătoresc sau juriștii cu cei mai înaltă calificare, care vin, de exemplu, din domeniul educațional, cu stagiu 15-20 de ani, oameni cu reputație bună și așa mai departe. Ce am făcut noi, adică nu e vorba de noi, dar ce s-a făcut în ultimii ani? Un obicei rău care s-a pornit în perioada Filat Plahotniuc, da? Și el continuă și astăzi. Și eu m-am uitat că dumneavoastră, ca partid, când ați fost oleacă la guvernare în anul acela 2020, la fel nu ați abordat problema profundă. Doar dacă nu la timp nu se rezolvă oarecare problemă, pe urmă iar devine, cum spune acolo, uneori catastrofă sau o căpcană mare. Acum s-au trecut oameni de la partid în timpul lui Plahotniuc, da? Țineți minte, 3 membri s-au dus atunci concret din fracțiune, s-au dus să apere acolo. Și eu m-am uitat că nimeni serios nu a protestat. Deși nu a protestat. Chiar dumneavoastră că partid trebuie să protestați. Bine, eu nu vreau să vă învinuiesc, eu încerc să duc linia mai departe. Acum vine următorul partid și face același lucru. În 2019 s-a promovat, venind de dumneavoastră atunci, pe de o parte socialiști și pe de altă parte cei de la acum, fiecare și-a înaintat membrii lui acolo. Nu, eu vreau să apăr totuși partidul pe care îl reprezint. E clar că trebuie să-l apărați. Dar prin fapte și cu argumente. Noi nu am numit pe nimeni la conducerea procuraturii. Domnul Stoianoglu a câștigat concursul organizat de doamna Stamati Olesea, ministra justiției în componența guvernului Maia Sandu. Noi pur și simplu am rezultatele acestui concurs le-am votat în Parlament. Și chiar și Olesea Stamati a pus cea mai mare, cea mai înaltă notă, anume lui Stoianoglu. Că pe urmă el nu s-a subordonat deciziilor de partid, asta e altă istorie. Dar pot să vă zic că noi, socialiștii, nu am promovat pe nimeni la procuratură. La Curtea Constituțională. La Curtea Constituțională, ca să înțelegeți, revenim, asta era anul 2019. Da. Doi oameni erau delegați de către Parlament, doi oameni erau delegați sau înaintați de către guvern. Maia Sandu a delegat din partea guvernului un candidat pe liste și un avocat al partidului. Și asta a numit concurs. Și apropo, doamna Manole nu a fost acceptată la acel concurs al guvernului. Ea a fost propusă deja în Parlament. Și de aceea noi în Parlament am delegat 2 persoane. Da, și una din care era... A fost un compromis, dar una el... Una din care era propusă de dreapta, de blocul acum, era doamna Manole. Și da. Noi, ca parteneri de coaliție responsabili, ca oameni rezonabili, noi am susținut acel demers. Dar ați putut pe colegi să-i opriți. Spuneți, măi, hai să nu facem așa. Am putut, dar noi eram în coaliție și noi suntem mereu parteneri responsabili. Da. E bine, mergem mai departe. E bine, însă doamna Manole făcea declarații, era așa la noi la fracțiune și zicea că eu n-am să fac politică, niciodată n-am făcut politică, eu voi fi echidistantă. Probabil că a uitat de acele promisiuni. În fine, noi n-am încercat să punem mâna pe Curtea Constituțională. Noi n-am încercat să promovăm oameni de partid în instituțiile de drept, n-am promovat pe nimeni în domeniul justiției. Noi am fost corecți. Ceea ce vedem astăzi, acele persoane care pledează doar populist, la nivel declarativ, da? Da. Care pledează pentru independența justiției, introduc instrumente, mecanisme clare de control asupra justiției. Și acest lucru este periculos. Am înțeles. Haideți să mergem mai departe. Da. Oricum, dumneavoastră sunteți un partid de stânga și opoziția la noi, dacă să vorbim așa, parlamentară, este mai mult de centru stânga astăzi, din cauza că
puterele aparține celor de centru-dreapta. Deși trebuie să recunoaștem la nivel de doctrină, la nivel doctrinal și unele măsuri care le-a făcut guvernarea actuală, că ei încearcă să preia un anumit mesaj a stângii, da? Cum spunem noi. Sunt un fel de social-liberali, dacă vorbim de doctrină. Da. Social-liberalismul ăsta este destul de dezvoltat în lume, el chiar capătă o anumită nuanță de revigorare acum în spațiu european. Și desigur, acest partid, cu manevrele sale, el poate că o să reziste foarte mult. Este altceva, în ce măsură ei sunt astăzi eficienți, și noi vedem că aici probleme într-adevăr sunt. Dar, dumneavoastră, ca opoziție, cum vedeți dumneavoastră, în general, acest spațiu al alegătorilor, da? Spațiu social, segmente pe care dumneavoastră trebuie astăzi, într-un fel sau într-altul, să vă fundamentați inclusiv și politicile dumneavoastră și prioritățile dumneavoastră sociale și economice. Ce se face în agricultură? Ce se face în industrie? Unde sunt politicile de tineret? Unde sunt politicile sociale active? Da? De ce nu ați majorat dumneavoastră pensia la 2000 de lei și de ce să o facă asta? Deci să facă guvernarea actuală 2000 de lei. Doar despre asta s-a vorbit foarte mult. Haideți să ne aducem aminte. Da, foarte multe discuții. Sunt probleme cu săracii, sunt problemele cu familiile. Deci, de ce noi am lăsat problemele astea dureroase ca populația până la urmă să întoarcă spatele, deci, unui partid de stânga care se vedea de fapt apărător, parcă puternic. Important. Eu știu că întrebarea e grea. Nu este, deloc nu este grea și avem toate argumente. Important noi să nu devenim prada manipulărilor celor de dreapta. De aceea că ei au venit cu mesaje de stânga, anume în campania electorală. Și eu acum o să încerc să vă explic cum au amăgit ei 350.000 de pensionari. Când premieră pentru un partid liberal au votat atâția oameni în vârstă. Cu promisiune la acele 2000 de lei. De ce este minciună? În campanie electorală au spus că va fi pensie minimală pentru toți, așa? În realitate, când au câștigat alegerile, ce au declarat pentru acei care au stagiu și care pot demonstra stagiu. Păi oameni buni, acei care pot demonstra stagiu, ei și așa au pensie 2000 și mai bine. Da. Dar acei cetățeni, unde au dispărut arhive, în anii 90 au lucrat în condiții care erau n-au avut posibilitatea să angajeze oficial. Acei care au probleme cu stagiu, acei care au avut probleme cu sănătate, mame care au stat acasă cu copiii și nu au avut stagiu. La aceste categorii problemă. Sau pensionare care au ieșit la pensie până în 1999 și unde era altă formulă aplicată. Eu spus nu numai celor cu stagiu. Și în realitate puțini oameni au profitat de această pensie minimală. Și doi, este farsă, dacă doriți, domnule profesor. Atunci când provoci inflația galopantă, leu se depreciază, dar ca efect, bugetul acumulează mai mare volum de bani, de lei, dar volum de lei cu capacitate redusă de cumpărare, cu putere absolut joasă de cumpărare. Adică noi strângem mai multe hârtie ca să achităm o pensie. Dar ce capacitate de putere de cumpărare are acel pensionar? Sau dacă el de la 1800 de lei a ajuns la 200 de lei, dar ce folos dacă 2000 de lei lui nu ajung ca să achite factura la serviciile comunale? Așa că pentru mine și pentru experți, aceasta este o afură. Aceasta este pur și simplu un balon de săpun. Problema este că mulți cetățeni sunt manipulați astăzi. Ce am făcut noi? Evident că într-un an de zile noi nu am avut posibilitatea să facem multe, în afară de destabilizări politice care le-am avut. Am acordat fond record pentru agricultură, peste 1.300.000.000, plus 300.000.000 secetă, 1.600.000.000 de lei acordat guvernul nostru agricultorilor. Anul ăsta, pe anul ăsta care? În 2020. Și uitați-vă, au cumpărat și tehnică nouă. Și unii cu tractoare procurate din subsidiile guvernului au venit la Chișinău. Și un tractorist este acum e deputat PAS. Probabil că principiile de acordare acestor ajutoare nu chiar ideal. Dar dacă noi am avea un ciclu adecvat,
Noi am ajutat pensia cu mult mai mult. Aduceți să vedeți... 4 ani vă trebuiește. Măcar da. 4 ani. De aceea ei special și-au provocat aceste anticipate, că noi să nu avem acest ciclu, să nu putem construi. Să vină aceste lichidatorii conduși de femeie, să măjuieze vârstă de pensionare, să închidă școli, să închidă spitale și să închidă... Și ultima. Neastră ați fost vicepremier în guvernul doamnei Griceanei. Și știți, atunci când echipa a stataliștilor, echipa oamenilor profesioniști, are un mandat. Ea face multe. Înseamnă că când am avut stabilitate politică în acea perioadă, pensia se majora anual cu 18-20%. Inflația era sub control. Statul avea aeroport, căile ferate profitabile, bancă de stat profitabilă, bancă de economie. Și am avut un stat puternic. Și cine a venit pe 7 aprilie? Tot dreapta asta. Uitați-vă, și domnul Grosu și alții până acum, iată generația 7 aprilie. Dar ce, mă rog, a adus Republicii Moldova 7 aprilie? Dar cine a avut de câștigat urmarea acelor acțiuni? Natalia Murari? Sau ce a avut de câștigat Filat? Și ce a făcut Filat după 7 aprilie? Și Plahotniuc și Ghimpu. Au furat acest stat, au privatizat, au scos miliarde de lei din bănci, între altele, au concesionat aeroportul, au falimentat calea ferată. Iată ce a făcut dreapta. Dreapta niciodată, domnule profesor, iată, în perioada de 30 de ani, niciodată nu a favorit, nu a construit. Dreapta numai a privatizat, a furat și a manipulat. Și dreapta mereu era agresiv. Eu aici vă aduc un contraargument. Și am eu personal și, deci, în ce măsură opoziția are un argument, nu opoziția, guvernarea are un argument. E că pe furtul miliardului. Noi vorbim de furtul miliardului, bine, în perioada lui Plahotniuc presupunem că nimeni nu avea interes mare să caute. Acolo au fost imitare căutări. S-ar părea că după ce a venit, după 2019, după ce a venit guvernarea care aici este două componente, dumneavoastră pe stânga, ceia pe centru-dreapta, parcă era interesul vizibil de a ne clarifica repede cu și cu furtul miliardului și cu alte scheme, jafuri din bugetul țării și din patrimoniul țării. Procuratura a lucrat destul de rău. Da, eu îl cunosc personal pe domnul Stoianoglu, am lucrat cu dânsul deputat în Parlament, îl cunosc pe dânsul și consider că e un om principal, dar au apărut întrebări. Cum se treacă chiar un an de zile și noi să nu putem să ducem câteva dosare la un anumit acolo, să nu ne adresăm unor state. Trimiteți-ne la casă, repatriați-l pe acela criminal, pe istă criminal, pe doilea, pe treilea și așa mai departe. În sensul respectiv încerc să întreb ce facem noi totuși cu chestiunea asta cu furtul miliardului. El rămâne la ordinea zilei. Se vorbește mult de reforma procuraturii și sistemul judecătoresc anume pentru a face. De așa se creează impresia că uneori asta se face parcă nu pentru a soluționa problema, dar pentru a ascunde acolo ceva. De ce spun așa, de a ascunde acolo ceva? Din cauza că trebuie să recunoaștem că chestiunea asta s-a perindat mai mulți ani și acolo au fost și mulți în actuale guvernanți, au fost actori într-un fel. Da? Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că și din echipa, deci opoziția actuală, din echipa socialiștilor, toți sunt oameni care nu că au participat, dar cel puțin nu au luptat evident pentru a stopa, nu au scos în evidență real că există crima și trebuie de luptat, deci pentru împotriva ei, de a căuta vinovăția și de a-i trimite la pușcărie. Iată aici, domnule Stepaniuc, mi-ați chiar sunteți dezinformat. Anii 2013 și 2014 și eu personal cu colegii mei pe care dumneavoastră mulți îi cunoașteți. Da. Am făcut sute de proteste la Parlament, la Banca Națională, la Guvern și noi am fost primii în Republica Moldova, inclusiv și domnul Dodon, care am ieșit public și am asumat și am declarat și am informat că din Banca de Economii iese bani. Domnul Dodon chiar și-a fost tras la răspundere penală, adică era invitat la Procuratură Generală cu scopul de a fi atras, de aceea că a scos informația care este secret de stat. Și atunci când tot se ținea în secret, noi strigam deschis că iată ce bani iese din țară. Atunci eram învinuiți, era 2014, era aproape de campanie electorală parlamentară, eram învinuiți de toate televiziuni, de holdingul lui Plahotniuc,
de holdingul Ufilat, cu tot cu TV7, care pe urmă a devenit TV8, că noi vrem să destabilizăm situația în pragul alegerilor parlamentare. Noi am fost primii și rămânem primii care am ieșit cu proteste. Și ca să înțelegeți, vreo sute de proteste numai la Banca Națională, atunci când am atras atenție că Drăguțanu, pe care l-a inventat GIMP-ul conform acordului anexei secrete la acordul Alianței și care ulterior a fost cumpărat de Plahotniuc și era curtat de Adrian Candu. Iată, acest Drăguțanu nu a făcut absolut nimic ca Banca Națională ca să oprească scoaterea țărilor din 2. Noi, pe parcursul, la toți anii ăștia spunem că este un complot politic, de aceea că au modificat legea cu privire la Banca Națională, de aceea că au modificat legea cu privire la garanție de stat, de aceea că au luat decizia de a, o bancă de stat de a da la privat, de a vinde la preț de nimic, practic. Statul, practic, nimic nu a primit din vânzarea BEM-ului. Și ulterior au luat decizia politică privind întoarcerea BEM-ului deja fără bani. Și cu o bulă de săpun care au acoperit prin decizii secrete din banii băncii naționale, care pe urmă au acoperit prin credite externe. Eu aș vrea să concretizez aici. Noi suntem cei mai consecvenți care, nu că doar am vorbit, dar am luptat cu acest, cu acest furt al secolului. Atunci când era concesionat aeroportul, noi eram în stradă și toți anii ăștia noi am protestat. Și noi, socialiștii, chiar nu avem nicio remușcare și nimeni nu ne poate invoca absolut nimic, că noi am fost aici primii pe baricade. Ulterior a apărut... Domnul vicepreședinte, ca să ne înțelegem concret, poate dumneavoastră ați înțeles accent. Eu nu încerc să spun că opoziția este vinovată că 7 ani de zile nu a acționat. Într-adevăr, ceea ce spune dumneavoastră a avut loc. Și este... De dosar penal, mă să dar când se ajunge la anul 2019, când dumneavoastră, într-un fel sau într-altul, ați căpătat un anumit control asupra majorității parlamentare. Că noi am avut președintele nostru, da? Președintele nostru, președintele Dodon. Adică, cel puțin a trăiești 2 ani de zile, trebuia acționat foarte și foarte rigid și activ. De acord. Și atunci când noi încercăm să-l apărăm prin toate metodele pe Stoianoglu, da? Eu tot îl apăr. Ca cetățean, încerc să-l apăr și cu atât mai mult că-l cunosc. Dar ca om eficient, când el trebuie, el doar într-un fel sau într-altul, nu-i vorba că o aduc, că aș o adus singur unde serviciu. Fiindcă dacă este o vorbă spusă de penaliști, întrebați-i pe dânși, dacă nu trimiți criminalul în judecată la pușcărie, te trimite el la pușcărie. De acord. Dar, domnule Spăniuc, eu, ca și dumneavoastră, nu l-apăr pe domnul Stoianoglu ca coleg sau prieten, eu nu sunt cu dumnealui nici coleg, nici prieten. Eu în viața mea n-am avut cu dânsul discuții unul la unul niciodată. Eu, ca și dumneavoastră și mulți oameni sănătoși din această societate, noi, în cazul de față, apărăm ordine de drept, da, în Republica Moldova. Noi apărăm legea, noi apărăm bunul simț. Că această sequestrare a unui procuror general cu mascații, această justiție televizată, acest bădărănism, acest stil bândițesc, nici Plahotniuc nu îmi permitea așa ceva. Să scoți procuror general în așa hal, să implici ofițerii SIS-ului mascații. Și ca să înțelegeți, domnul Stepaniuc, până acum niciun capăt de acuzare în virtutea cărora pe dânsul arestat nu a fost demonstrat. Eu sunt de acord. Altceva că am vrut să întreb. Ce a făcut sau ce n-a făcut, eu pot să vă spun ceea ce cunosc eu din anumite surse despre furtul miliardelor. Nu, procuratura. Procuratura trebuie să demonstreze. Procuratura. Nu eu și cu dumneavoastră. Nu, evident. Dar chiar și ceea ce eu știu din afara procuraturii. A fost sabotat acest dosar de către unii procurori care l-au sabotat și pe Stoianoglu. Și este o gașcă de... Gașca asta încă e spus bine, un bine, grup, un grup organizat cu gașca acolo. Respectivă. Eu știu că în 2019 au dat foc la mai multe dosare penale, au nimicit datele. Eu știu și că pe furtul miliardelor, intenționat, dosarul a fost dus pe o cale greșită, cu scopul de a vicea acel dosar, că el să nu fie niciodată dus la bun sfârșit. Informația asta este. Eu știu că domnul Stoianoglu
Bine, ceea ce știu eu astăzi, mă rog, eu cunosc anumite detalii, nu cunosc anumite tot detalii, tabul. Da. Eu știu că el a încercat să curățe sistemul procuraturii din niște oameni odioși care au servit sistemul. Lui Plahotniuc, care au dilapidat businessmanii de bani și de averi, de chestii. Eu știu că el a încercat să curățe. Și ca schimb, el a avut un război cu acești oameni. Și această grupare este destul de periculoasă. Și această grupare, apropo astăzi, după eliminare criminală din sistemul procuraturii a domnului Stoianoglu, această grupare astăzi a revenit la influență. Articolul 6 a Constituției, care spune foarte concret că toate puterile care sunt la noi separate și autonome trebuie să conlucreze. La o anumită etapă, procurorul nostru, îmi pare rău că noi vorbim așa de mult despre dânsul, procurorul nostru general, fost procuror general, refuză să ducă în fața Parlamentului și să raporteze. Dumneavoastră considerați că asta este corect? Într-un stat de drept? Evident că situația la care vă referiți, da, deja ea este o consecință a unui, mă rog, război politic, mediatic cu procuratura. Nu are importanță. Iarăși, încă o dată, importanță. E vorba de relații. Nu la părăm de domnul Stoianoglu, noi vrem să trăim într-un stat civilizat și nu vrem ca cineva să procedeze și să creadă că el este Dumnezeu. Așa. El a fost atacat masiv. Doar de aceea că cineva a vrut să-l dea afară, doar de aceea că el nu dorea să îndeplinească indicațiile ilegale venite de la un partid politic. Da, el a mers la acest principiu. O altă persoană în locul lui poate era să fie mult mai... Nu, dar cum trebuie să procedeți? Cum credeți dumneavoastră că sunteți vicepreședinte al Parlamentului? El a trimis în acest context... În acest context, eu pot să înțeleg argumente de ce el a expediat raport în scris. Că eu am văzut când a venit șeful audiovizualului la acel raport și s-a bătut joc de dânsa și absolut ilegal a dat-o afară. Domn Bătrânce, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, haideți să mă așa, noi cu dumneavoastră avem anumită experiență, da? Ce înseamnă stat de drept, despre asta scriu juriștii, scriu politologii, sunt specialiști în administrația publică. Și oamenii care cunosc, începând de la istoria Marii Britanii și terminând cu Statele Unite și cu Europa contemporană, în cazul de față afirmă că între instituții ceva e un conflict foarte mare. Și opoziția când vede acest conflict, desigur trebuie să ia atitudine. Dar asta nu înseamnă să-i apărăm pe noștri. Asta înseamnă să apărăm, de fapt, principiile. În cazul de față, din punct de vedere a principiilor, părerea mea ca specialist, că Stoianoglu trebuia să vină chiar dacă era demisionat în ziua respectivă. Orice funcționar trebuie să vină în Parlament la raport. Corect. Evident. Trecem mai departe. Referitor la situația din agricultură, cum se întâmplă, în viziunea noastră ca reprezentantul opoziției, că într-un an așa bogat, da? Când noi am căpătat cereale și alte roade, unii specialiști spun cu 30-40% de volumuri mai mari și noi avem azi scumpiri la alimente, la pâine, la grăunțoasă, la făinoasă și la multe altele. Ce se întâmplă? Ceea ce am reușit doar într-un singur an, repet, dacă am avea 4 ani, am avea rezultate mult mai frumoase. Noi am acordat subsidii istorice. Am avut un minister agriculturii proactiv care și ministru și adjuncții erau fiecare sâmbătă și duminică în teritorii. Și s-a acordat foarte multă atenție, în special cereale și așa mai departe. Și am avut, într-adevăr, rezultate frumoase. Dar, cum ați menționat, necătând că am avut rezultate bune, dar pâinea se scumpește. Ce este la mijloc? În primul rând, prețul la carburanți. Doi, politica bugetar-fiscală aprobată de Parlament și la propunerea guvernului. Și sunt acele politici care le duce statul. Mai este și încă un moment mai delicat, să zicem, că și în sfera aceasta agriculturii există un cerc de oameni care au monopolizat anumite procese și activitatea cărora este îndreptată spre venitul personal, evident, dar față de activitatea cărora sunt întrebări, inclusiv și unii prieteni a fostului deputat Slusăr,
Și sunt și aici jocuri. Dar, la sigur, statul a făcut la acel moment tot posibilul ca Republica Moldova ca să avem. Vreți să spuneți că toate chestiunile astea s-au făcut din cauza ineficienței guvernării, așa să înțelegem, da? Da, s-o criză politică, a venit alt guvern, a venit un ministru agriculturii pe care agricultorii nu-l văd în față, că majoritatea ministrilor pasului, da, ca să înțelegeți, în genere, au creat ministerii noi, sunt mulți miniștri pe care oamenii nu-i cunosc și ei nu prea apar în teritorii. Controlul asupra prețurilor. În general, Parlamentul vrea să abordeze această problemă. Trebuie Noi astăzi am înregistrat o inițiativă ce ține de majorarea prețului la pâine, da, și la franzeluțe și în brutării private, prin care guvernul trebuie să compenseze diferența de tarif, da, diferență de preț la carburanții, la tot ce intră în sinecostul producerii pâinii, ca să putem menține acel prețul actual, cel puțin să rămână la nivelul actual prețul la pâine, că e produs social și majoritatea oamenilor săraci, care sunt majoritatea, cu pâine și trăiesc numai. Și avem mulți pensionari care trăiesc numai cu pâine și cu ceai. Și de aceea am reacționat foarte, foarte rapid cu inițiativa respectivă. Trebuie să compensăm și întreprinderii franzeluțe și brutăriilor private, să compensăm majorarea tarifelor la carburanții și la gazele naturale. Și ultima întrebare, fiindcă timpul de a se duce, am vrut să întreb, dumneavoastră, în criza aceasta gazelor, așa să spunem noi, telegrafic, ce s-ar putea de făcut acum ca ea să nu atace și să nu afecteze așa de mult deci economia noastră și viața oamenilor? Trebuie să avem diplomație activă, profesionistă, trebuie să știm să promovăm și să apărăm interesul nostru național. Și așa cum guvernarea de astăzi cedează pur și simplu, cedează băncii mondiale, cedează femeiului, cedează la cei din NATO, noi trebuie să știm să spunem aici da, aici nu. Și doi, evident că cu rușii trebuie de negociat. Atunci când vorbim că trebuie de negociat și trebuie de obținut un preț mai bun, de trimis niște persoane mai pregătite, mai profesioniste, mai cumpătate, fără isterii, fără declarații contradictorii, ba nu ne împing niște condiții politice, ba nu a fost nicio condiție politică, am avut decuceri bune și mai mult Gazprom a semnat în condițiile propuse de Republica Moldova, da. Ba pe noi ne atacă, ba noi am dominat. Asta nu este diplomație și asta nu este solid. Doamna Maia Sandu urma să ocupe singură. Și astăzi, atunci când spunem că se poate și trebuie de negociat, noi suntem învinuiți ca și cum mai nu suntem avocații cuiva. Noi suntem avocații Republicii Moldova și a cetățenilor. Noi trebuie să avem preț mai mic. Ei spun că asta este politica pro-Rusie. Dar ce are pro-Rusie? Voi vreți să spuneți că Germania, prima țară în Uniunea Europeană, baza economiei europene, Germania are preț în două ori mai mic decât Moldova. Principala țară a Uniunii Europene. Da, Austria, Ungaria, Bulgaria. Astăzi românii au preț mult mai mic decât noi, Republica Moldova, țară care este destul de aproape de Federația Rusă. De ce ați ajuns la un asemenea... Trebuie renegociat acest contract. Trebuie de renegociat, trebuie de negociat, trebuie de avut oameni profesioniști care pot negocia. Și, la sigur, trebuie de asigurat cetățenilor Republicii Moldova cel mai mic preț posibil. Și asta este sarcina guvernării. Guvernarea nu aceste, v-a invitat la discuții la subiectul respectiv? Nu aceste mofturi, nu aceste ambiții ieftine. Dar cui trebuiește, până la urmă, mândria asta provincială? Aduceți oamenilor viață mai bună, așa cum ați promis. Nu, ei încă pe oamenii acum îi sperie cu război. Ei încă atrag oamenii în careva discuții. Iese doamna Gavriliță și ne spune că trebuie să majorăm bugetul militar. Noi suntem țară neutră, care nu poate participa în războaie. Care buget militar? Găsiți un leu suplimentar pentru medici, pentru pedagogi. Găsiți un leu suplimentar pentru pensionari care mor de foame. E vreți să majoreze bugetul militar. Nu știu, este greu de caracterizat acest lucru, că el este din zona absurdului. Trebuie de negociat cu fiecare țară care poate asigura Republicii Moldova un leu în plus. Dar aici, având relații, da, ei puteau să apeleze teoretic și la noi și la alte persoane care pot fi, ca așa, când sunt negocieri complexe, se creează un staff cu oameni cu diferite experiențe care pot negocia. Trimit un băiat tânăr
Bine că este ambițios, dar nu am văzut că să avem o negociere sănătoasă. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru participarea în emisiune. Eu sper că dumneavoastră să veniți la noi și altă dată. Noi nu am reușit aici mai multe întrebări să le discutăm. Este important că, desigur, aceste viziuni a opoziției, ele să fie, într-un fel, cunoscute de societate și mai bine poate punctate. Eu vă mulțumesc. Vă doresc succes. Mulțumim. E clar că rolul opoziției este foarte și foarte complicat, mai ales în perioadele astea grele pentru țară, când trebuie căutat soluții, trebuie căutate, deci, mai multe idei. Desigur, și guvernarea are mult de lucru, dar practic opinia publică, toți acei care țin la această țară, da, vor ca statul nostru să reziste și oamenii să trăiască bine în această țară, oamenii cred că este nevoie de mai multă înțelegere, mai multă conlucrare. Desigur, noi știm, guvernării aparține pâinea și cuțetul, dar în momentele critice, guvern, mai bine și opoziția își spune, dacă pe problema energetică, noi vrem așa, noi problema agrară vrem așa. Fiindcă e clar că în fiecare zi să-i bați pe dânși, cu atât mai mult că unii dintre noi sunt fără biografie și fără mare experiență și ei uneori nu știu unde au nimerit, din păcate, dar e așa, e suveranitatea, sunt rezultatele alegerilor, ei sunt la guvernare și vrei, nu vrei, trebuie să ții cont de asta. Succesă dumneavoastră! Eu vă mulțumesc pentru invitație, domnule Stepaniuc, și credeți-ne că vom fi și suntem oameni rezonabili, responsabili și suntem gata să oferim și soluții, și o mână de ajutor atunci când va fi solicitat. Și suntem gata să facem tot posibilul în interesul oamenilor. Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc mult sănătate și eu, la rândul meu, dumneavoastră, celor apropiați, că acum suntem într-o perioadă foarte complicată. Numai bine. Să rezistăm, da. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru audiență și ne întâlnim cu dumneavoastră miercuri viitoare. La revedere!